Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, se va întrerupe furnizarea apei calde de consum în data de 4 iulie de la ora 8 până la ora 12 la punctul termic 37. Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor, Calea Aradului, Carei, Cugir, Dej și Felix, în total un număr de 26 de branșamente. De asemenea, la finalizarea lucrărilor poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care este recomandată evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea ei.